Gata, am demontat și fața de ușă. Pentru a o demonta trebuie să demontați mânerul. Aveți în videourile anterioare cum se demontează și oglinda. Și totodată acest cheder de la geam. Așa se demontează prin tragere, pur și simplu. Ok, panoul de ușă cam așa arată. Este fixat în 3 clipsuri. Unul aici, unul pe mijloc și unul în capăt, lângă oglindă. Trebuie să aveți mare grijă când îl demontați, pentru că se poate fisura foarte ușor. Cel mai bine să lăsați mașina în soare o perioadă mai lungă ca să fie plasticul mai moale, iar sau să-l încălziți cu o pistol cu aer cald. Iar apoi cu mare grijă încercați să apăsați puțin pe panou, dar nu foarte mult, și să băgați ceva, să trageți o șurubeniță mică. Am folosit eu și am tras de aceste clemi. Aveți mare grijă că se crapă foarte ușor. Dacă nu vă descurcați, cel mai bine apelați la cineva care face frecvent această operație, e destul de dificil.